Ne dați voie să intrăm să vedem crematorii unde aruncați fiind de vin? Ne dați voie, da sau nu, este simplu, da sau nu? Intră presa, da? A, intră presa? De ce? Ca să limitați dumneavoastră sectorul de activitate, să spuneți că aveți... Accesul există, doamnă, puteți să spuneți, există da sau nu un crematoriu în care aruncați fiind? Există! Există da sau nu? Există, că miroase! Există da sau nu? Vedeți că sunteți recalcitranți, instigați? Așa sunt eu, da! Da, nu instigați nimic, nu instigați, vă, deci, vă rog să nu fiți instigați. Asta este ipocrizie. Păi nu, s-a interesat cineva de soarta acelui câine care era bătut de un om al străzii? Nu, nu era bătut. Doamne, nu era bătut, de ce minți în calul ăsta? Noi mergeam în acel parc cu copiii, copilul meu s-a jucat cu ursuc. Voi nu vedeți oameni că acești oameni inventează și spune că acești... Nu se, nu se poate. Haide, nu, chemați trupele de intervenții. Ia chemați-mă, băi. Chemați trupele de intervenții, eu mă legitimez. Da? Arătați și eu voi. Eu mă numesc Alexandra Pădira. Mă legitimez. Arătați și voi contractele cu firmele de pază. Vă spun eu. Arătați contracte firmele de pază pe bani grei care... Eu mă iubesc pe mine. Când faceți adopție, de ce nu țineți într-un spațiu închis? În ce spațiu, doamnă? Cu ce vă deranja pe dumneavoastră jumătate de câine? A fi intrat în canalizare, după el le-au intrat băieții, da? Și a intervenit poliția locală pentru ce? Păi, și că știți să dai unde e în lume de acest răbun să pună acea autoritate? Și câte le-a ce om acela mântat câinele din farfurie? Și o să aveți și punctul de vedere al medicului care l-a care medicul a întrebat mântat, de ce nu l-a lăsat până a doua zi să vă scripească tot felul de diagnostice? Să moară! Atâția nu a murit, poate de la ora 8 până la ora 4, în căldură. Acel câine nu a avut, doar pentru faptul că Liviu era un om al străzii, ei aplică legea și spun că acel câine este considerat un câine mai datorit atâta timp cât stăpânul nu are un domiciliu stabil. Pe asta mizează ei. Nu, asta este un lucru total neadevărat. Deci au fost câinele ăla chiar așa, limita posibilitatea și nu e voie să zic exact. Ce să spună, mă? Am fost sesizat de cei de la profesionalitate. Eu există analize. Păi era altă domnișoară. De ce? Era altă domnișoară înaltă care ne-a certat pentru simplu fapt. Unde este interlopa aia de șef? Da. Care că am făcut o poză la o mașină și deja ne-a abordat pe stradă. Care mei? Da, am avut un câine și mi l-a luat din fața blocului. Am venit de 4 ori. De ce lăsați în fața blocului? De ce? Am vrut să-i facem cușcă, noi, locatarii. Și a spus că nu. De ce? Și mi l-a adus cu testicolul scos prin anus. Ăsta este doctorul veterinar? Deci pur și simplu... Ce haideți, doamnă? Deci au scos testicul animalului prin anul și câinele după scurt timp a murit. Animalele, adoptați-le și țineți... Da, am și adoptat animale, doamnă. Oamenii o să adopte câine, vreau să-l adopt pe Bursuc. Unde este Bursuc? Bursuc, vorbim sincer. Bursuc nu mai este de ce nu ați avut grijă de el atunci. 14 zile trebuia să-l adopt la termen doar care l-ați ridicat să-l luăm pe Bursuc. Doamna a fost luat în stare gravă de pe teren. Cum puteți să mediți vreme pe Bursuc? Aveți poze? Vrem să vedem și noi poze. Poze vrem. Ce scrie? Doamnă, deci de se fac documente fictive. Acestea au umplut internetul, da? Noi vrem să cerem și un cetățel. Acest câine avea toate acest rabat, are dovezi medicine. Eu nu sunt medic veterinar. Eu nu sunt medic veterinar. Păi vreau, e să te reprezentat. V-ați afișat în fața noastră să ne lămuriți aceste probleme. Vă rugăm, chemați cu cine putem, dacă dumneavoastră ține în posibilitatea să ne vorbiți, să ne dați niște detalii. O să vă dau un interviu și medicul veterinar. În fine, acum este reținut problemele de sătici. Era și acela cățeluș care a fost dedicat Luca? Ați spus că ați primit o sesizare. Pentru da, s-a primit o sesizare. În sesizarea respectivă nu scrie locația unde este Bursuc. De unde au știut oamenii dumneavoastră să ducă la salonul? Păi au mers cu domnul Murat. Nu a fost la fața locului. Deci explicați-ne cum au știut acei oameni. Nu a fost la fața locului. Nu este adevărat. Eu personal am vorbit cu domnul Murat. Am declarația domnului Murat care spune că nu este adevărat. Eu am vorbit la telefon și a spus că doar a sunat. Puteți să mă acuzați de orice și de faptul că am omorât o furnică, dumneavoastră n-aveți dovezi. Deci domnul Murat așa folosește limbajul. Că era în stare foarte gravă. Un câine le-a ajuns la dumneavoastră, așa cum spuneți, în stare gravă. Fiind plimbat 6-7 ore în mașină. Cei de la poliția locală spun că a fost ridicat pe brațe acel câine. Pentru că nu putea să meargă. Era maltratat. Dacă un om ajunge în căruț cu roțile, cine poate merge? Doamna, dar cine dovede sunt că acel câine era maltratat, dar cine ați fi avut grijă de el? Lasă-mă, poți să vorbesc cu ăștia, nu vezi că n-au niciun curat, nu mai acum. Era un câine străzii, n-au făcut de față. Nu știu, 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 nu
cineva dintr-o praisată dată. Nu mai de post, da.